De astăzi, locuitorii din comuna Parcova și din satele vecine nu vor mai fi nevoiți să meargă la Edineț pentru ca să-și perfecteze actele. Aici a fost deschis un centru unificat de prestare a serviciilor publice, unde pot fi depuse cereri de reexaminare a pensiei, cereri pentru indemnizații, achitarea serviciilor și perfectarea mai multor acte. Noul centru va facilita accesul cetățenilor la o gamă largă de servicii publice prestate de Agenția Servicii Publice și Casa Națională de Asigurări Sociale. Astea vor fi duplicatele la certificatele de naștere, de deces, de căsătorie, vor fi unele documente din domeniul cadastral extrase pentru proprietari și respectiv și cu Casa de Asigurări Sociale în domeniul părinților, copiilor noi născuți, poate să-și perfecteze documentele pe loc. Comuna Parcova din raionul Edineț este una dintre cele 17 localități din țară unde au fost deschise centre unificate de prestare a serviciilor publice. De serviciile centrului pot beneficia atât cetățenii din localitate, cât și cei din satele învecinate. Exact cu anul urmă am aplicat la un proiect susținut de Banca Mondială, unde am fost selectați ca câștigători și pe parcursul unui an de zile am oferit spațiu, ei au reparat acest spațiu, au echipat spațiul, am angajat un specialist în domeniu care a fost școlarizat pe parcursul acestui an de zile. Oamenii sunt bucuroși și spun că nu vor mai trebui să parcurgă drum lung până la Edineț pentru a-și perfecta actele. Astfel, vor economisi și timp și bani. Am eu trebuie la pensie, și trebuie să dau actele la pensie. Dar de-am văzut că marți, mâini. Dacă te pe loc, se vede că e bine. Nu trebuie să te duci la raion, nu trebuie să vii la raion. Tare bună, tare bună. Sunt bătrâni care nu pot să duc la Edineț, să vin aici și fac pe loc. Dacă nu dovedești la Edineț, să faci mai repede aici. Sigur că e foarte ușor și pentru mine și pentru toată lumea, pentru persoane cu copii mici, pentru persoanele în vârstă care nu au posibilitate, mai ales acum e problematic de circulat. Centre de prestare a serviciilor publice au fost deschise în mai multe localități din nordul țării, Pilicenii Vechi, Corjeuți, Pelinia, Limbenii Noi, Parcova, Pepeni și Taxobeni. Că și mai comod, să și mai simplu, nu să ieși ca, cum la poștă. E că eu chiar nu mă duc la raion, că nu-i putere și eram. M-am îmbătrânit. E bine, dacă te duci la Edineț, poate uneori e că e greu, n-ai cu cine lăsa copilul. Sunt oameni care nu pot să pleci la Edineț, nu sunt în stare, e greu. Deschiderea centrelor a fost posibilă grație proiectului Modernizarea Serviciilor Guvernamentale, implementat de Agenția de Guvernare Electronică, cu suportul grupului Banca Mondială, contribuția Guvernului Republicii Moldova și prin efortul autorităților publice locale.